Dacă până acum am avut parte de temperaturi mai scăzute și ploi în majoritatea regiunilor țării, se pare că de 1 mai și de Paște vremea va fi mai caldă decât normalul pentru această perioadă. Temperaturile se vor apropia de cele normale, iar în ultimele două săptămâni din luna mai se vor înregistra din nou valori termice peste cele normale. Cât de călduroasă va fi vremea de Paște și de 1 mai, ne spune în aceste momente doamna Florinela Georgescu, este director executiv al Administrației Naționale de Meteorologie. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună dimineața. Doamna Georgescu, așadar, ce vreme ne așteaptă acum de 1 mai? Sunt mulți români care pleacă deja de zilele acestea spre litoral, acolo unde vor să petreacă această mini-vacanță. Cum va fi vremea așadar? Dacă doriți să începem chiar cu zona litorală, acolo, ca de obicei, temperaturile în această perioadă a anului vor fi ușor mai scăzute decât cele din alte zone ale țării, dar o vreme în general frumoasă, maxime între 15 și 18 grade, posibil sigur ca în unele zile ale acestei săptămâni, pe fondul unor perioade mai îndelungate cu soare, să crească temperaturile și ușor mai mult decât ceea ce estimăm acum. Dar sigur că acolo de interes este faptul că lumea se adună să se simtă bine și pentru perioada aceasta din an, temperaturile despre care vorbeam pentru litoral cât se poate de normale. Pe de altă parte, în restul teritoriului, zilele următoare vor aduce maxime în general între 16 și 26 de grade, valorile cele mai ridicate urmând a se înregistra în regiunile vestice și nord-vestice ale țării, 20, 22, 24 de grade pe partea de sud, inclusiv zona capitalei și tot în sud, azi, mâine și poimâine, posibile ploi de scurtă durată, deci o vreme, să zicem, ușor schimbătoare, fără însă să schimbe sau să schimbe un aspect al vremii destul de bun. Iar a doua parte a săptămânii este posibil să aducă ploi pe arii mai extinse, chiar și în ziua de Paște, însă slabe cantitativ, cel mai probabil multe dintre aceste ploi vor avea caracter de aversă, iar regimul termic rămâne asemănător, poate cu o ușoară scădere a temperaturilor, valorile cele mai ridicate, adică unui cer schimbător, vă spuneam că poate să mai apară și aveste, doamna Florinela Georgescu. Maximele se vor încadra între 18 și 23 de grade. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, doamna Florinela Georgescu, director executiv al Administrației Naționale de Meteorologie.